Alexandru, știi că vedem uneori parteneri în cuplu care seamănă foarte bine unul cu celălalt? Așa e, da. Da? Da. Și spui că se potrivesc bine, dar chiar așa o fi oare? Să știți, compatibilitatea în cuplu ține de trăsăturile faciale oare? Sau după trăsăturile faciale ne dăm seama dacă doi oameni sunt sau nu compatibili? Prietena noastră, Soada Agachi, specialist în citirea chipului și a mâinilor, a venit astăzi alături de noi. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Ne bucurăm tare mult că ești așa alături de noi. Din păcate nu avem 2-3 zile la dispoziție ca să discutăm, pentru că sunt absolut convins că am avea ce discuta. Dar chiar că eu am discutat ceva înainte și mi se par tare interesante discuțiile. Ce-i drept, așa, că ne-a trebuit foarte mult timp. Dar să vorbim despre compatibilitatea între doi oameni, să ne spui dacă tu poți să-ți dai seama și dacă cei care ne urmăresc ar putea să învețe de la tine, să-și dea seama dacă doi oameni sunt compatibili în funcție de trăsăturile chipului. Cred că cu toții știm foarte bine, de exemplu, când mergem la o nuntă, așa, și ne uităm chiar la miri, la mirele și la mireasa respectivă, uneori chiar ajungem să scoatem pe buzele noastre, să spunem, uite așa, după chip, parcă se potrivesc, parcă nu se potrivesc. Chiar pe stradă te uiți la cupluri și îți dai seama că așa, după chip, după cum arată, după trăsăturile faciale, poți să le evaluezi și tu ca un cititor de fețe, să spunem, la nivel naiv și nu-ți dai seama. Dar, la un moment dat, când studiezi adânc și fiecare trăsătură facială, ajungi să-ți dai seama că există anumite compatibilități pe care le poți găsi și, la un moment dat, acele variante de incompatibilitate, care eu consider că nu există așa ceva în lumea aceasta, în sensul că fiecare un poate să ajungă să fie compatibil cu celălalt dacă își găsesc un punct comun. Și eu cred că și noi doi sau noi trei putem găsi un punct comun unde putem fi compatibili, dar incompatibil peste celelalte variante ale vieții. Și acum, dacă vreți să evaluați partenerii după chip, se studiază în felul următor. Filtrul mus sau șanțul nazolabial, forma buzelor și grosimea lor și bărbia se studiază. Și mai mult decât atât, te vei uita la ochi ca să-ți dai seama după forma ochilor cum anume cei doi se potrivesc și ce fel de relație au. Pentru că am văzut cupluri împreună care sunt împreună căsătoriți și ca și cum n-ar fi. Deci din ce ți-ai dat seama? Așa, după trăsături și alte cupluri care sunt așa ca și prieteni și ei doi chiar s-ar potrivi foarte bine să trăiască o viață întreagă și poate chiar ar face-o. Și anume cum? Hai să luăm cu începutul cu forma ochilor. Da. Știm că există forme ale ochilor care, atunci când te uiți la unele persoane, deschid ochii și li se văd pleoapele, da? De exemplu, cum se vede puțin la mine, deschizi ochii, se văd ușor pleoapele. Și sunt persoane, de exemplu, cum are el, da? Mm-hmm. Chiar și la tine puțin, deschizi ochii și nu se văd așa de bine pleoapele. Chiar sunt inserați ochii în orbite și dau direct în arcadă, adică deschizi ochii, se vede arcada. Ei, aceste persoane, dacă își găsesc un partener care are pleoapele acestea mai vizibile, adică se văd, și are o relație, de exemplu, cu persoane care nu li se văd atât de bine pleoapele, înseamnă că cei care au așa pleoape invizibile sunt mai închiși, mai calculați, păstrează mai mult timp în ei, adună informații sau sentimentele nu și le oferă așa tare pe tavă sau poate să fie foarte calculați. Adică au un fel de filtru personal până aici simt și mai departe nu ajunge cumva așa până în suflet. E ca un oblon tras, nu? Da. Nu vorbesc așa cumva din suflet sau să emoționalizeze așa de tare precum cei care au pleoapele vizibile. Cu cât sunt mai vizibile pleoapele, de exemplu, cum are Lara Fabian, dacă ne uităm la ea, da? Cântăreața, totul ce pun la suflet pun, vorbesc din suflet, tot așa cumva din suflet și au multe trăiri. Chiar dacă vine o informație către ei, îi pun direct la suflet și emoționalizează foarte mult. Apoi se gândesc oare ce-o fi fost în relația mea. Și dacă astfel de parteneri se întâlnesc, unul cu ochii așa mai înserat și celălalt cu pleoape vizibile, aici poate să existe un conflict, în sensul că tu de ce ești așa de emoțional și celălalt tu de ce ești așa de calculat și nu-mi spui odată ce simți, spune-mi te iubesc. Da. Iar cel cu pleoapele care nu are atâta de vizibile va trebui să învețe să-i ofere celălalt chiar și așa pe bandă rulantă, te iubesc, îmi pare rău, mă simt bine. Cu ochii închiși. Da, cu ochii închiși, da. E, ne uităm mai departe acum la colțul intern al ochiului. Dacă vezi că ea are mai rotunjit aici și celălalt are mai ascuțit, au limba ascuțită, adică sunt foarte aprici la cuvinte, te pot răni cu cuvintele lor. Cu cât e colțul mai rotunjit, cum au bebelușii, dacă ne uităm la ei, nu au colțul încă interior dezvoltat atât de tare, poate să aibă acțiuni în vorbire încât să doară foarte tare în momentul când rostesc ieși afară, nu-mi convine, dar au foarte multă diplomație. Și aici ajută foarte mult să ai o soție cu astfel de colț al ochiului intern mai ascuțit, pentru că va ști să-și cântărească vorbele, dar în momentul când cumva ajungi să o ții foarte mult în anumite stări, va ieși informația brusc și va durea. Sunt foarte buni vorbitori în public. Eu cum le am?
La tine colțul acesta este mai ascuțit din partea ta stângă a feței, da, că fața se împarte și în două, da? Când ne uităm, de exemplu, la ea. Deci asta e mai ascuțit. Partea stângă a feței reprezintă cum e ea, de fapt, în realitate. Și partea dreaptă a feței, la toată lumea, reprezintă masca socială. Dacă ne uităm la tine, colțul intern al ochiului înseamnă că e mai ascuțit în sensul că tu poți să-ți alegi cu foarte multă grijă cuvintele. Poate în interiorul tău o faci, ești conștientă de asta, dar pentru că lucrezi poate cu oameni sau cu lumea respectivă, ai cuvintele mai îndulcite, că e mai rotunjit. O spui așa cumva mai tocolite. Adică o sori răutăcioasă, dar de fapt așa cu ochiul societății. Nu există, nu există răutăcioasă. Știi, unii o să zică că ești răutăcioasă, o să zică uite ce bine le spune pe față. Da. Și nu poți să mulțumești pe toată lumea. Normal. Și nici nu contează până la urmă. Contează să te simți tu bine cu tine. Știi cu cine trebuie să te pui cel mai bine pe lumea asta? Cu cine? Soacra. Asta. Dacă nu te pui bine cu tine, așa e. Degeaba încerci să te pui bine cu lumea, că lumea oricum ar fi, tot te vorbește și nu te vorbește. Dar hai să coborâm la buze, da? Și la bărbie. O să vedeți bărbați sau femei care au bărbie așa mai pătrăsoasă, lată, dar foarte pătrată aici când te uiți. Ei, acele persoane sunt iarăși foarte hotărâte, energice și este chipul unui afacerist. Aici, la nivelul inferior, se studiază emoțiile unei persoane și acel bărbat sau acea femeie de obicei calculează, analizează în casă, caută beneficii materiale. Cu cât bărbia este mai rotundă, cu acel om are nevoie de mai multă afecțiune, atenție și are nevoie să-i se ofere tot timpul doza aceea de te iubesc, îmi place de tine. Prima variantă, mă întorc spre cameră ca să putem dacă ne uităm, de exemplu, la el. Afaceristul Alexandru Constantin. Bărbia la el are acum și cioc, dacă ne uităm, dar este păstrată forma, este mult mai pătrată. La tine, în schimb, uite, chiar avem aici două variante diferite, este rotundă bărbia. Păi dacă eu am nevoie de afecțiune. Da, adică partea emoțională aici poate să iasă cu nevoi, cu atenție, cu așa mai departe, cu latura emoțională trebuie întâi să-ți arate cineva că este și omul care îți dă atenție. Rotunjită. La nu, la mine e pătrată. E pătrată? Aici e sus rotundă. Când vedeți așa din profil că cineva are bărbia așa îndoită, e foarte multă încăpățânare și dacă mai e și cărnoasă și multă persoasiune. Asta înseamnă că într-o relație cu un bărbat, dacă, în cazul meu de exemplu, sau cineva dacă are așa, poate să aibă foarte multă persoasiune, chiar poate să știe să-și folosească cuvintele, arta în sine, da? Cu cât e mai pătrăsoasă și osoasă, cu atâta sunt direcți, clar și au tendința să spună așa, zbor în pat. Hai să facem asta. Și au directive. Dacă te uiți și la pomeți, așa că vedem aici cum anume socializează un om. Cu cât sunt mai usoși pomeții aceia, cu atât sunt mai reci și mai detașați într-o relație. Doamne, din ce faină e discuția cu tine, dar îmi pare rău că nu trebuie să mai mult. O singură chestie să ne mai spui în încheiere, te rog frumos. Așa. Oricum, cei care vor să afle mai multe pot veni la cursurile tale. Te găsești pe Facebook, Soada Gachi. Cum ne putem da seama dacă partenerul ne înșală sau nu? Știu că tu știi. Da, există foarte multe variante așa. În 20 de secunde. În 20 de secunde trebuie să analizezi urechile. Aici urechile au o anumită textură și flexibilitate și atunci dacă știi să preiei flexibilitatea unei urechi, poți să-ți dai seama dacă cumva a vorbit, a făcut sport sau a făcut dragoste. Da? Și cunoscând aceste mici detalii, eu cred că e mai bine să invit oamenii la mine la curs ca să învețe mult mai multe lucruri așa, mai pe față spus, sau mai despre bine față, să nu le știm. Sau mai bine nu le știi, depinde de sistemul psihic. Dar eu invit pe site, pe soada.ro, să intre și acolo găsesc detalii. Mulțumim tare mult! Mulțumim tare mult!